Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spun Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în localitatea Scurtu Mare din județul Teleorman și stăm de vorbă cu unul dintre cei mai performanți fermieri de aici, din zona de sud a României, domnul Marian Popa. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule Popa. Bună ziua și bine ați revenit la noi în fermă. Domnul Popa, nu întâmplător am ales să discutăm aici în cultura de grâu, pentru că ne bucurăm cu toții de priveliște, de felul în care arată grâul dumneavoastră. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri câteva lucruri vis-a-vis de această cultură, de soiurile pe care le-ați ales și, bineînțeles, și de așteptările pe care le aveți. Sigur că cultura grâului arată bine în general în țară la această oră. Așa, după cum vedeți și la noi în județ, au fost precipitații, climă favorabilă pentru această cultură. Aici ne aflăm, avem soiul Glossa. Noi suntem producători de sămânță, după cum știți, și cultivăm în special soiurile românești, Glossa. Avem soiuri mai noi, Ursita, Voinic și Miranda. Avem și soiuri străine, Ilico, sigur pe suprafață mai mică. Și ne bucurăm că la această dată grâu arată foarte bine. Așteptăm să facem lucrările în această primăvară. A fost erbicidat din toamnă și este foarte curat grâu, nu există buruieni. Vom face primul tratament pentru bolile foliare. Este nevoie pentru că au fost căldurile acelea din ianuarie care sigur au favorizat bolile și este nevoie să facem urgent tratamentul acestei culturi. Ca și tehnologie, ce ați ales să aplicați? Aici avem grâu după floarea soarelui, sigur, lucrare de pregătit. Am lucrat cu disgreu în toamna trecută. A fost foarte lipsă de precipitații, s-a lucrat foarte greu pământul. Cu discul am putut să pregătim terenul. Am făcut-o spre sfârșitul epocii optime. Noi, când a mai apărut ceva umiditate ca să putem să pregătim terenul, sigur, o lucrare cu discul acela greu și am semănat după aceea cu semănătoare Horș, care face și încă o pregătire a terenului, fertilizare și semănat în același timp. Densitate mare ați folosit? Noi am semănat, folosim circa 300 de kilograme de sămânță la hectar folosim. Mergem pe densități mai mici pentru că este greu de sămânță. Fiind greu românești, știm că înfrățirea este slabă sau uneori chiar deloc și atunci trebuie să ne asigurăm densitatea din sămânță când semănă în grâu. Eu zic că este bine și sigur că dacă evoluează vremea în continuare bună, contăm pe niște producții bune în acest an. Cam la ce v-ați gândit ca și producție, așa? Ce v-ați dori și ce așteptări aveți în funcție de perioada asta? Eu, pentru că cultiv, așa cum v-a spus, soi românești, pentru mine o producție de 6 tone, 7 tone este o producție bună și, sigur, datorită prețului ajungem acolo unde ne dorim cu toții la câștigul normal pentru această cultură. Deci, 6-7 tone, am înțeles că plouă în această după-amiază, diseară, plouă din nou. E bine la momentul ăsta. Ce alte culturi mai aveți înființate și ce mai urmează să înființați? Noi am pus, avem asolamentul bine stabilit, avem circa 300 de hectare de rapiță care arată, cred că nu greșesc dacă spun că din 2006 nu am mai avut cultură așa de reușită, cu densitate corespunzătoare la această dată. Faza, cred că în
În săptămâna viitoare începe să înflorească, umiditate suficientă, fertilizată așa cum trebuie. Cultura arată foarte bine, spun. Pentru noi o producție de 4 tone de rapiță este o producție bună pe aceste soluri. Ne aflăm în nordul județului și pământul are randamentul mai slăbuț în această zonă. Dar o producție de 4 tone, la fel în care arată, gândindu-ne că anul trecut la o densitate mult mai mică, la condiții mult mai rele decât au fost în acest an, am făcut 3 tone, noi sperăm să depășim producția de 4 tone de rapiță la hectar în acest an. Arată foarte bine cultura de rapiță. Chiar și dăunătorii, datorită fluctuațiilor acestea de temperatură, vedeți că au fost și temperaturi aproape de 0 grade zilele trecute, sunt la rapiță, se știe că trebuie tratamente multe, sunt dăunători mulți și nu avem la probleme din acest punct de vedere în cultura de rapiță. Putem spune că e foarte bine și la această cultură. Alte culturi ați mai înființat în toamnă? În toamnă nu, acestea sunt culturile, grâu și rapiță. Orz noi nu cultivăm pentru că facem sămânță, vrem să ne protejăm de impurificări, de alte lucruri care se pot întâmpla și acestea sunt culturile semănate în toamnă. Mai avem 300 de hectare de porumb și 300 de hectare de floarea soarelui. Mâine am fi încheiat însămânțatul culturii de floarea soarelui, în 3 zile, practic, ne-am apucat ieri, astăzi semănăm până în seară și mâine am fi terminat, dar se pare că plouă, așa cum am spus, dar e în regulă. Nu e, epoca este bună, deci din acest punct de vedere spun eu că este un an în care ne face să ne amintim mult de trecut, cam la această dată se semănau culturile de primăvară, în special floarea soarelui și porumbul, în jurul datei de 5, 10, până 15, 20 aprilie, este epoca optimă, sigur, dacă avem și umiditate corespunzătoare, este timp suficient ca să vegeteze culturile, chiar și hibrizii tardiv pentru zonele unde se cultivă, este o dată normală. Nu, vedeți, cei care au semănat, am văzut și în februarie sau în martie porumbul, nu știu cum o fi porumbul acolo, dacă nu cumva îl pun din nou. Eu zic că este bine. Ne aflăm în epoca optimă, să sperăm că ne lasă vremea, ploile, ca să putem să semănăm. Până în 20 aprilie nu e niciun fel de problemă. Urmează ca să semănăm porumbul, avem 300 de hectare. Este un an normal, mie îmi dă mari speranțe. Sigur că acum grâul e verde, e frumos, e des, fertilizat, mai avem lucrări de făcut, dar sperăm că să avem și apa necesară ca să facem producțiile care ni le dorim. Da, asta ar fi de remarcat, că până acum ce putem spune cu certitudine până în momentul ăsta, că avem parte de un an normal, așa cum ați spus și dumneavoastră, și vreau să le spun celor de acasă că e o adevărată plăcere să stai aici în câmp, să auzi doar vântul din când în când și să vezi culturile astea atât de frumoase, parcă ne era dor să avem parte de un astfel de peisaj, ținând cont că anul trecut au fost lucruri cu adevărat dramatice pentru anumiți fermieri. N-a fost cazul în zona dumneavoastră chiar atât de mult. Au fost și aici probleme, dar întotdeauna se spune că e important cu cine te compari. Dacă ar fi să facem o comparație cu cei din Dobrogea, e clar că lucrurile aici au funcționat mai bine, dar nu așa cum ar fi trebuit. Revenind un pic la culturile pe care le aveți înființate, presupun că sunt și așteptări din punct de vedere al prețurilor pe care urmează să le primiți, pentru că trebuie să recunoaștem cu toții că au crescut foarte tare prețurile la inputuri, mai toate inputurile s-au scumpit și atunci implicit costul per hectar a crescut. Cu cât au crescut costurile?
Nu am făcut un calcul precis, dar așa, eu cred că față de anul precedent costurile au crescut cu minim 20% așa pe ansamblu la inputuri. Sigur, la îngrășăminte, dacă au fost costuri sau au crescut mult mai mult, dacă stăm să ne gândim că acum 2 luni, 3 luni, urea s-a vândut și cu 1,10 lei kilogramul și a ajuns în perioada în care aveam noi nevoie de ea la 1,80 lei, deci aproape de 2 lei kilogramul. Aproape cu 70-80% a crescut prețul la acest îngrășământ. N-am înțeles de ce, din ce cauză s-a produs această criză sau această creștere fantastică de preț. Dar, în general, la toate inputurile, prețurile au crescut, la semințe, la substanțe de tratament, și cei mai trist că se scot unele substanțe vei care făceau foarte bine treaba și care aveau prețuri mai mici și se scot altele noi din diverse motive care sunt de 2-3 ori mai scumpe. Da? Și ceea ce face să crească costurile pe hectar. Sigur, noi suntem fermieri. Care ar fi prețurile normale, firești, pentru perioada anului 2021, în contextul ăsta despre care am făcut noi vorbire mai devreme? Adică cât ar trebui să fie la grâu, la rapiță, la porumb, la floare, din punctul dumneavoastră de vedere, vorbim de niște prețuri corecte. Nu spun să fie supraestimate, dar nici subdiminuate, subevaluate. Vedeți, dumneavoastră, prețul la cultura, să luăm cultura grâului, da? A fost anul trecut undeva la 65 de bani, 70 de bani, în perioada recoltatului. Prețul a urcat destul de greu, sau a urcat cu puțin, până spre finele anului, când a ajuns la 1 leu. Fermierii care au ținut marfa pe stoc, am înțeles că ar fi ajuns și pe la 1,20 lei. Din nou, prețul grâului a scăzut la 1 leu în acest moment. Prețul de 1 leu mi se pare un preț bun, dacă este să ne gândim că facem o producție de 6 tone, 7 tone sau 10 tone, cum pot să obțină alții cu diverse soiuri care au calitate mai slabă, dar fac producții mai mari. Ar fi un preț bun, numai că atunci când va veni recoltatul, din lipsă de depozitare, de lipsă de mijloace de transport, se speculează această neputință a fermierului român și tare mi-e teamă să nu ne trezim din nou cu 1 leu și cu 65 de bani în vară. Ca să facem contracte future, și aici este un risc. Vedeți că s-a întâmplat ce s-a întâmplat anul trecut, fermieri executați, că nu și-au achitat și că era porumbul, ți-aduce aminte că am filmat, care îți dătea speranța la 10 tone și s-a întâmplat să nu se facă nimic, pentru că n-a mai plouat din momentul ăla de când am filmat noi. E, și atunci cum să fac eu acum să fac pentru future la grâu, că nu știu dacă fac grâu, că acum e iarbă verde. Dacă încetează și nu mai plouă, putem să facem 1 tonă, 2 tone de grâu sau, știu eu, poate chiar nimic. Dacă vin călduri foarte mari, secetă atmosferică excesivă, atunci planta nu mai fructifică și ne trezim că foarte riscant și cu că noi am putea să facem contract acum. Eu personal am făcut contract la Floarea Soarelui, da. Mi s-a părut un preț bun când atunci când a fost prin, nu știu, cred că ianuarie, dacă nu mă înșel, sigur zic, dom'le, 1 leu, 1,78 prețul, da? Dacă fac 3 tone, iarăși ajung la un câștig pe hectar ca și la grâu, pentru că și noi trebuie să avem, la dezvoltarea care o avem, trebuie să avem un profit ca să putem să susținem dezvoltarea, dotarea, și câștigurile noastre trebuie să fie pe măsură. Și mi s-a părut un preț bun. Acum prețul la Floarea Soarelui a crescut. S-a dus spre 2 lei și atunci jucăm la bursă, așa, bursă de asta necontrolată, nu știm, 2 lei. E un preț bun, foarte bun, și poate o să crească, cum a crescut, ajunseze floarea 2,50 lei, de la 1,30 lei, cât a fost, cât am vândut în vară, a ajuns în ianuarie la
2 lei, dublu prețul. Mie nu mi se par normale lucrurile astea, ce s-a întâmplat cu cine creează chestiile astea în piață, din ce motive. Zvonurile care sunt, ca să trag o concluzie despre prețuri, ne-ar avantaja și pe noi. Numai că, vedeți, e vorba de intuiție. Cum v-am spus, simțim că se face, ia să vedeți, cum se va vede că e greu, gata, cu spicul făcut, imediat greu cum se duce de la un leu la unde e instabilitate la preț. La noi nu sunt lucruri clare, nu e coordonare din punctul ăsta de vedere, e la latitudinea fiecărui, adică un fel de piață, economie de piață junglă, aș putea să spun. Să stăm toată ziua și să gândim ca să ne iasă lucrurile bune. La porumb vom vedea, dar porumbul este în sac, e sămânță. Cine mai are curajul să facă? Eu anul trecut n-am făcut contract, nu știu, a fost așa. Poate cineva a zis, stai în banca ta, deși porumbul, nici nu mă gândeam că nu fac 10 tone. Și totuși la situația României de anul trecut, deci tot sudul României, începând de la mine către Călăraș și Ialomița și până la Tulcea, Constanța, unde nu s-a făcut nimic, ca să fie un preț de... Au fost fermieri contracte future cu 60 de bani anul trecut, da? Și în perioada recoltatului prețul a fost de 70 de bani. Adică nu se face porumb într-o jumătate țară și prețul este ca și cu un an înainte. Am văzut că ați mărit capacitatea de depozitare. E un prim pas important pentru a vinde atunci când prețul e mai bun. E o investiție mare, importantă. Este o investiție mare. Am intuit să fac și chestia asta, depozitare. Am prins poate un ultim tren. Anul trecut s-au zis că se fac depozite regionale. A început să mai zice ceva de ele, că se dau bani pentru depozite sau când se dau, la anul sau la mulți ani, vom vedea. Dar eu am apucat să fac înainte să se zică că se face și construiesc la ele. Sigur că voi putea să depozitez grâu, floarea soarelui sau porumb, ce-mi doresc, circa 1000 de tone capacitate, vorbind aici în grâu, raportându-ne la grâu, că la fiecare cultură diferă greutatea hectolitică și cantitățile depozitate sunt cu totul alte. Dacă pui grâu 1000 de tone, floarea soarelui pui 5. Mi-am căutat să-mi fac aceste depozite, voi vedea ce depozitez în ele. Mă ajută, în primul rând le-am făcut pentru mine, să-mi ușurez munca, să am unde să-mi pun marfa, este aproape, este în curtea fermei, cheltuielile de transport minime și voi vinde atunci, că poate am nevoie și de bani, că trebuie să plătite silozurile. Investiția e vreun 1,5 milioane de euro, cu uscător, cu taror, cu tehnologie de ultimă oră de depozitare. Am vrut să fac acest lucru, repet, mă ajută, îmi sporește câștigul, că măcar îmi țin porumbul meu. Dacă văd și eu ce cultură se face mai mare și dacă am posibilitatea de să mă autofinanțez ca să pot să stau cu el în stoc, să vindem atunci când e prețul bun. Evident că ideal ar fi ca fiecare fermier mai mare așa să aibă în curte măcar să-și pună marfa lui și atunci lucrurile s-ar schimba. Sunt fermieri care au, dar nu au toți. Știu că vă mai gândiți la o altă investiție. Vreți să irigați o suprafață importantă de teren, dar aici probabil că lucrurile merg un pic mai greu, mai dificil. După cum, da, anul și anul trecut am mai vorbit de acest aspect. Îmi doresc să fac acest lucru. Cum s-au câștigat alegerile, cum a venit noua conducere a ministerului sau o parte din ea fostă conducere, așa, a uitat de irigat. Ba că nu se mai dau bani de la Uniunea Europeană, cunoaștem situația cu finanțarea agriculturii. Cum să mă apuc eu să fac când sunt în derulare cu silozuri și... Acum nu mai este susținut. Sunt ploile acestea și am uitat de irigat. Nu pot pe surse proprii să mă apuc să fac ceea ce îmi doresc eu pentru irigat, că nu îmi permite bugetul în momentul de față sau poate în acest an în niciun caz. Este de perspectivă, ar fi bine, dar repet, când vine un an favorabil, să uită de toate necazurile din trecut.
Din păcate așa e, aș fi vrut să vă contrazic, dar n-am argumente. Suntem oarecum pe finalul emisiunii, întâlnirii noastre de astăzi. Am apucat așa să trecem în revistă câteva lucruri importante pentru perioada asta, dar eu cred că la fel de important este și ce se întâmplă de acum înainte. Se tot vorbește de planul acesta național de redresare și reziliență, de bani care ar urma să vină pentru agricultură sau și pentru agricultură. Din perspectiva dumneavoastră sau din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că se discută prea mult în momentul de față, la modul că ar trebui poate să începem ușor, ușor să schițăm niște proiecte, dar când spun să le schițăm, nu doar să discutăm despre ele, ci chiar să creionăm și să punem pe hârtie niște lucruri pe care să le vedem și realizabile în perioada următoare? Ai spus bine că se vorbește prea mult. Deci de vreo 2 ani, un an jumate, s-a vorbit continuu de lucrurile care trebuie făcute, nu numai pentru agricultură, dar eu mă refer la agricultură. Nu are rost să mai reiau câte... L-am ascultat pe domnul ministru de... în 2-3 emisiuni pe care le-a avut în direct chiar și cu tine și în ora aceea aproape că nu i-a încăput câte lucruri are de gând să facă. Dar e bine să zicem că facem 3 sau 5 de bază. Că e depozitare, că e irigații. Le luăm pe astea capitale pentru agricultura, că vrem să facem agricultură performantă. Și să începem să le și vedem că se fac. Dacă discutăm de 100 și n-am început niciuna și vedem fermierii că se vaită de lucruri care de drept trebuia să le primească sau de necazurile care le-au avut sau de banii mei, dom'le, păi dai subvenția de la motorină de anul trecut, mai înainte să face toamna, vine trimestrul, suntem, da, trece cum trecut în 2, da? Acum vine 3 și nu mi-ai dat banii de anul trecut. Și dacă e să plătesc TVA-ul și vine 25, mi-a blocat toate conturile. Nu este în regulă treaba asta. Dar să revenim la treaba asta, repet, 2-3 idei și să se înceapă să se facă ca să ține minte că s-a făcut ceva. Că fiecare ministru care a trecut pe la agricultură, eu țin minte că a făcut ceva, care au făcut idei principale. V-am mai spus-o și vă repet, domnul ministru Daia, cu sacoșa, unii râdeau că pleacă pe câmp și dacă pleca pe câmp ce? Ce vrea, sta la birou să nu știe nimic ce pe câmp? Să ducea, vedea, sta cu un țăran de vorbă, dar cu un arăm în care mi-a plăcut mie cel mai mult. A pus APIA la punct. Deci dânsul eu mă bucur de tot respectul de la APIA, la județul Telorman, vorbesc nu știu ce în țară, că nu am nevoie să mă duc nici să mă rog de ei, nici să vină să-mi dea la joale pe aici sau să mă faulteze sau să zică că ce e cu ăsta. Nu. Respect, frumos, punctual, toată atenția dată, banii la perioada aia, știu că era teleconferință, ascultam la el, vorbeam direct cu un fermier, zice, bă, ai depus, cine, ia mai dăm, cine a depus? Păi, cu tare fermier. Și lua unul și îl suna domn, atunci, un fermier. L-a luat unul și la bășcăle, zice, ai domnule, ești matai ministrul agriculturii, cum nu sunt eu popă. Eu am auzit când i-a zis. Ministru mai pragmatic, așa. Și care, ca a făcut cu roșia, cu capra, cu aia, le-am considerat pe astea mai amănunte. Așa față, vorbim de lucruri de esență, repet. Dom'le, irigațiile sunt capitale pentru România asta. Sau depozitare, că ne trezim că începe vreun război pe aici și n-avem ce să dăm să mânce la poporul ăsta. Astea sunt lucruri de bază. Restul le facem și pe alea. Amănuntele le facem și noi, fermierii, fără să ni le spună nici ministru, nici prim-ministru al acestei țări. Dar... simt că se vorbește și nu se face nimic până la acest moment. Domnul Popa, mulțumesc tare mult că am stat de vorbă. Cred că telespectatorii noștri au văzut lucruri frumoase, au auzit de la dumneavoastră idei interesante. Să dea Dumnezeu atunci când ne vedem să aveți recolte bogate și prețuri pe măsură. Să dea Dumnezeu așa să fie și în primul rând să dea Dumnezeu ploaie. La acest moment, restul fiecare fermier cum își așterne, așa doarme.